Vă rog să întâlniți, nu mai este așa de dimineață. Eu m-am întâlnit cu Florin și am făcut un interviu pentru blogul meu cu el și am întrebat de ce este atât de important pentru artiști să fie prezenți în lume. Și mi-a spus că a uitat la site-ul de la Holograf. Când a spus ultima oară? În tot în 2012. Ok. Mai zic că mai era cineva cu site foarte, foarte... Sunt câteva exemple negative. Asta e exemple negative, da. Să te schimbe. Erau trupe mari. Sunt trupe mari acolo, dar... de exemplu, Holograf e cel mai mare exemplu, care vine acum în minte. Nu știam cum să vrei să vorbesc de lucru cineva. Nu neapărat de rău, dacă se înțeleagă că dacă are un site și arăți afară, ar trebui să ai un pic de respect, să facă ceva acolo. Din 2012 ai uitat să spui cineva. Da. Cine opine, vine acolo. Dacă vrei să spun, sunt mai mult, sunt mai... Mai bine îți dau exemplele pozitive de artiști care fac lucruri bune și deștepte pe social media decât rele care râd cam tot lumea. Motiv pentru care am și văzut oportunitatea pentru această agenție digitală pe care am lansat-o. Voltaj este una dintre trupele care face foarte bine pe Facebook, pe internet, pe social media în general. Dacă intrați pe pagina lor o să vedeți de ce este Voltaj cea mai tare trupă din România din ultimii ani și din motivul ăsta. De asemenea, foarte, foarte bine este Alin Cadâr, care, deși este foarte bine, a vrut să fie și client agenției noastre. E o artistă jazz care o să vă facă foarte, foarte mult și cum vorbește, și cum cântă, și chiar și cum joacă, că este o actriță. De asemenea, Ina este un exemplu foarte bun pentru cum să faci social media în muzică, în industria muzicală. Sigur, ea are doi oameni pe digital angajați numai pentru ea, acolo se vede. Acolo se vede că cineva își dorește foarte mult și mai mult decât atât că artistul înțelege social media și chiar dacă, să zicem, nu îl înțelege foarte bine, măcar înțelege că are nevoie de social media. Și desigur, Smiley, care de asemenea este o vedetă pe care toată lumea o îndrăgește, o prezență foarte bună pe social media și pe online. Așa cum observi, în general, brandurile mari, care se respectă, în general, arată bine pe online. Cred că o să convingi pe Holograf să vină în 2014. Ei sunt undeva prin 2001, deși muzical și ca oameni și ca artiști sunt jos pălăria. Dar trebuie să inovăm, trebuie să dăm un refresh. Și cred că blogul, în primul rând, deși suntem în era Facebook-ului, blogul, în primul rând, dă acea profunzime personalității, brandului unui artist. Cred că unei persoane publice, în general, dar unui artist cu siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Florin! Sunt foarte multe companii în continuare.